Bună ziua! Bine v-am găsit la prima serbare, grupă mică, albinuțe. Din păcate, pentru albinuțe a fost o perioadă grea, pentru că mulți copii sunt răciți și atunci nu au putut participa la repetiții, dar am preferat mai bine să stea acasă, să fie bine astăzi și sperăm că o să iasă ceva, ne țineți pumnii. Avem emoții și noi, doamnele educatoare, și copiii cu siguranță. Regula spune așa. Dacă copilul nu va dori sau nu va putea să spună poezia, părinții veți spune poezia. Noi avem copiuță. Noi avem copiuță, vă suflăm. Dacă se va întâmpla să se oprească muzica, ne cerem scuze, internetul aici poate puțin mai greu, dar sperăm din suflet că veți fi alături de noi, veți fi alături de copiii dumneavoastră și orice ar fi, ei sunt minunați și vă urăm vizionare plăcută. Prima parte a programului îl va susține domnișoara de engleză, pentru că, așa cum știți, copiii fac și engleză, după care noi vom intra cu programul nostru și dorim să ne susțineți de la început cu multe, multe aplauze. Să dea microfonul lui Cristian, care va începe
Cristian, te rog să vii aici în față. Hai, Cristian, hai, Cristian. Mm-hmm. La microfon. Încă astăzi e sărbare și cu toți ați venit. Noi vă facem o urare și vă spune bun venit. De trezire, grupa noastră, că cu natura fereastră, așteptând din ori să cadă, fugi iar, fugi de zbară. Yeah.
Dacă mai e de loc să-mi dai ascultare.
să vii și în cupă mea. Tare. Prin? Mergi un pat de ceală, a plecat cletolaș, mor căciun cu nepulaș. În hamar la sărioală, domnule Taneide, fapta vine, gelul crece, cu lechile suite, iepulașul se găbește. Bine. Moscăciun tu să vii cu mușcaci de jucării. Să mergi ca rupă mică, este și mai pitică. Am vrea să spună ce pute ce și apoi. Reverență! Moș Crăciun, tu ești bun, tu ne aduci, faci cu nuci și pompoane duci. La cei mai mici dintre copii, poate aduci și jucării. Aplauz!
Și să fie un foc de seară, să mergi o micăroană. Nu mai sunt fericit să mi se tăptă de o bubușă. Moșu, o să te folie ca pregătă colega mea frumoasă.
Așa cum v-am spus, trebuie să știți că Moș Crăciunului o poveste. În ajunul sărbătorii, el intră în casele dumneavoastră, deci el este hrăbovit, cu barba e albă, cară saci cu jucării. Fie o mătu cât de mare, el întotdeauna ajunge la copii. Uite că a ajuns. Și mai e ceva care vă spune moșul. În strofa a doua de la Colinda, care am auzit-o la voi, Moș Crăciun cu vete albe, se spune că din bătrâni se povestește că în toți anii de greșit, Moș Crăciun priveac sosește la copii, niciodată n-a lipsit. Așa e că a sosit moșul și la voi. Ce vreau să vă mai spun? Această perioadă a anului este magică. De ce îi spune Crăciunul magic, magie? Pentru că s-a născut Domnul Iisus în perioada asta și pentru că mai ales toate dorințele voastre devin realitate. În seara de Crăciun, astăzi aici primiți niște cadouașe, dar în seara de Crăciun, dacă voi sunteți ascultători, dacă la grădii ascultați de doamne educatoare, sunteți prietenoși, nu vă îmbrânciți, nu vă zgâriați, nu vă împingeți, atunci în seara de Crăciun va sosi moșul la voi cu sacul plin și va împărți în lucrușoare. Moșu, ne dai voie să ne terminăm și surpriza pentru tine? Și după aia o să ne mai spui ce e din unății. Potișorii la mine, da? Muzica! Averile bunicilor și bucuria părinților. Acum eu am să vă întreb câte ceva și voi îmi răspundeți cu da sau nu. Dragii mei copii, ați fost cu minți? Da sau nu? Da! Ați spălat zilnic pe dinți? Da! De părinți ați ascultat? Da! La grădii dimineața fără mofturi ați plecat? Da! Trebuie să știți că dacă așa ați făcut, moșul toate le-o știut și v-a pus astăzi în sac după cum v-ați comportat. Dar să fiți liniștiți că de Crăciun și chiar și în anii următori, dacă veți fi și mai ascultători, moșul va aduce îndată la fiecare puiuț jucăria și dorința preferată. Gata, eu am terminat. O să vreau ca fiecare copilaș, când îl stric, să gândești lângă moșul, își ia cadou și face o poză cu moșul, bine? Da. Putem să începem? Da. Super. Și merge înapoi pe străunel. Da. Deci fiecare își ia cadou și vine aici pe genunchi la moșul, face o poză la moșul. Primul copilaș este Tarța Darius. Hai, bine? 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 Hai, bine?
Aplauze pentru primul copilaș! Urmează Oșan Natalia. Bravo, aplauze! Se pregătește Raț Adelina. Hai, Adelina! Bravo! Urmează Shaitis Eric. Hai, Eric! Bravo, Eric! Urmează Mureșan Ștefania. Hai, bine! Aplauze! Se pregătește diaconul Alexia. Hai, prințesă, hai! Bravo, Alexia! Bonta și Miruna! Hai să vedem, Miruna! Aplauze! Urmează Burmar Mara! Bravo, Mire! Urmează Herle Sofia. Hai, îngerașule! Urmează Pop Coman Simina. Zâmbești cu toți dinții, da? Bravo! Bravo! Urmează Copaciu Daria. Copaciu Daria. Copaciu, scuze. Bravo, puiule! Se pregătește Moldovan Aria. Bravo! Urmează Mureșan David. Hai să vedem, David. Bravo, David! Bravo, David! Se pregătește Pescar Edi. Hai, gălușcă mică. Bravo, aplauze! Coman Matei. Hai, Spidey! Bravo, aplauze! Urmează Falut Cristian. Zâmbești la mami la poză, bine?
ajuns apoi. Bravo, aplauze! Urmează Ilia Octavian. Bravo, Ilia! Se pregătește Romnean Filip! Bravo, aplauze! Urmează Tripon Stefania. Să vedem! Bravo, aplauze! Și ultimul cadouaș, Roșca Grigore. Exact. Super, mulțumim, moșule, pentru cadourile astea frumoase! Vă mai spune moșul una și pleacă. Și pentru părinți, o urare! Să aveți Crăciun frumos, bogat, un an nou de imediat, sănătate la mulți ani și să vă ajute Dumnezeu să faceți și mulți bani! Mulțumim moșului din suflet și acum rugăm copii, haideți în față, stați pe locurile voastre, un pic mai în față. Vă ridicați și haideți să facem o poză cu toată grupa și cu doamnele și cu moșul și cu spiritușul. Stimați părinți, copii, nu mai au răbdare, așa că și eu și Pătruța, mulțumim lui Moș Crăciun, vă mulțumim tuturor părinților că am avut și noi parte de multe bucurii din partea dumneavoastră, de susținere și așa cum am rugat un părinte să vă transmită din partea noastră, vă dorim sărbători minunate. În primul și în primul rând să aveți sănătate, restul le mai faceți și să vă bucurați de minunile pe care le aveți de copilașii dumneavoastră, pentru că gândim că această sărbătoare este importantă pentru moș, pentru cadouri, dar în primul rând este o sărbătoare de suflet. Atât eu cât și Petruța vă urăm Crăciun fericit și vă înțelegem că de luni nu o să mai fim echipă completă datorită răcelilor și ne vedem în ianuarie cu cei cu care nu ne mai vedem. Încă o dată sărbători fericite și vă mulțumim din suflet pentru tot sprijinul! Mulțumim, sărbători fericite! Ne iertați dacă am mai avut greșeli. Promitem că la grupa mare mai e și cea mai frumoasă întrebare pe care am văzut-o. Atunci o să fie...